Fără femei, știința dreptului se face doar între bărbați. Tuna în aula de la Sorbona un englez. Din fericire, remarca lui Paul Sunday datează din anul 1890, așadar cu mult înaintea chiar și a centenarului pe care România, haideți să-i spunem modernă de dragul jocului, îl serbează anul acesta. Dar cărui fapt datorăm onoarea cuvintelor atât de prețioase ale unui englez, de care, din fericire, nici măcar Wikipedia, sora mai mică și digitală a istoriei, nu își amintește. Iată, primirii la Sorbona în inima și sufletul Parisului și al Europei, a primei femei avocată a continentului, românca Sarmiza Bilcescu. Aliatul, mai de complezență, mai de zor nevoie, cum zice românul, al englezilor, francezii, completau prin vocea profesorului de drept civil din acea vreme de la Sorbona, Armand Colmé de Santerre. Am ezitat să-i acordăm doamnei domnișoare Bilcescu primirea pe care poate ar fi meritat-o pentru a putea păstra ordinea în amfiteatre. Ba chiar la câteva luni de la admitere, Miza, cum o alintat tatăl ei, un apropiat al brătienilor, se plângea că portarului universității se interzisese de către conducere să o primească în clădire. Jignită, românca trimite o plângere către profesori. Într-o țară în care chiar și pe ușile închisorilor stă scris liberté, egalité, fraternité, nu puteți împiedica o femeie să se instruiască doar pentru că este femeie. Atitudinea și pasiunea dau așadar frumusețea dreptului. Bună seara, sunt Andrei Cristea. Bine v-am regăsit la Legile Afacerilor. Ce s-a schimbat în mentalitate și paradigma de reprezentare a avocaturii românești în 130 de ani, încercăm să aflăm astăzi. Săptămâna trecută, președintele UNBR, Gheorghe Florea, spunea chiar în acest platou că deși 61% din avocații români sunt de fapt avocate, implicarea lor în conducerea profesiei este timidă. Alături de mine, în această seară, două doamne care îl contrazic. Flavia Teodosiu, singura femeie din Consiliul de 15 membri ai Baroului București, și Silvia Uscov, câștigătoarea trofeului Rising Star, acordat de The Times. Bună seara, domnilor! Bună seara! Mulțumesc în primul rând pentru prezența la Legile Afacerilor pe Profit.ro. Doamna Teodosiu, încep cu dumneavoastră. Cum e să fiți singura femeie din Consiliul Baroului București și la al treilea mandat, dacă nu mă înșel? Bine, Cristea, ce să vă spun? În primul rând este o bucurie că pot să fiu membru în Consiliul Baroului București. Este o bucurie și o mândrie în egală măsură, dar și o mare responsabilitate. Sigur, am niște colegi minunați, chiar dacă în număr de 14 bărbați, pot să spun că am un privilegiu, pentru că, sigur, sunt foarte drăguți și curtenitori, ceea ce este foarte firesc pentru un avocat. Ține de natura avocatului să fie foarte elegant. Confraternitate, așa. Și confrat, exact. Dar, sigur, această demnitate reprezintă o responsabilitate foarte mare. Atunci când te hotărăști să te numeri printre cei care conduc această profesie, îți asumi niște răspunderi, dar, sigur, n-aș vrea să vă ascund faptul că la mine a fost, s-a venit așa, ca o continuare a ceea ce a reprezentat cel puțin cineva din familia mea, care a fost tatăl meu, Flavius Teodosiu, și care a fost prodecan și decan. Primul decan, sau nu știu eu, primul? Nu. Nu, nu primul decan al barului. Nu. Nu, el a murit în 1989, a fost prodecan și decan, mă rog, până în 88, foarte puțin timp înainte să moară. De mulți a fost considerat unul dintre marii maestri ai avocaturii și un foarte bun decan. Din câte știu din povești, sigur, a fost iubit. Și atunci și la mine a venit, dacă vreți, ca o continuare a ceea ce a început tata, pentru că, într-adevăr, a fost un om care s-a luptat pentru această profesie în niște ani grei, când profesia risca să-și piardă independența. Și acum, ca să vă răspund mai direct la întrebare și punctual, nu e nici simplu, nu e nici ușor. Depinde cum privești lucrurile. Din punctul meu de vedere, a fi consilier este, reprezintă un element, așa cum am spus, și de bucurie și de mândrie, dar și de responsabilitate. Uneori e greu, uneori e foarte ușor, depinde cum vezi lucrurile. Dar eu cred că e important ca de acolo, din acea poziție,
să susținem și să ajutăm profesia și colegii avocați. Cred că asta e cel mai important. Doamna Silvia Uscov, Rising Star, The Times Legal Innovation, în decembrie anul trecut, cât a mai crescut steaua de atunci? Ce ați mai făcut în profesie important de la acel trofeu? Adică ce ați făcut anul ăsta, practic, în decembrie anul trecut? Eu apropo, una. Societatea este în creștere, Uscov Attorney Set Law, atât ca număr de colaboratori, cât și ca cifre, dar nu m-aș opri atât asupra cifre, cât asupra responsabilității pe care a dat-o primirea acestui premiu din partea de Times și a faptului că noi oricum aveam un plan, o creștere, suntem la nivel de startup, aș putea spune, alături de alte societăți cu care am concurat la vremea respectivă. Dar ne consolidăm încet, încet poziția în piață și... Mai mult anul acesta sunteți Law Firm of the Year la Global Awards, scuze că v-am întrerupt. Da. Și recent, din câte știu. Da, recent, în luna septembrie am primit această distincție. Din punctul nostru de vedere, vin doar ca niște reafirmări ale poziției noastre și mai puțin, nu ne concentrăm atât de mult asupra premiilor. Ne bucurăm că le primim, în schimb, dar consider că mulțumirea clienților noștri este mult mai importantă. Recomandările pe care ei le fac altor persoane care au nevoie de serviciile noastre este mult mai importantă. Faptul că vine un client cu o anumită speță la noi și de acolo pleacă solicitând servicii diverse, ba chiar... Da, e cel mai important, așa. Da, acesta consider că este cel mai important lucru. Păi cum spune și motto-ul filmului noastre, mă rog, sună mai bine în engleză, to gain to intangible assets, time and peace of mind. Exact. Adică îi ajutați cum... să-și regăsească, mă rog, să câștige timp și să-și regăsească acea liniște a minții... Să se concentreze pe business-ul lor atâta timp cât noi asigurăm serviciile profesionale, să nu amestece partea juridică cu business-ul lor și să nu mai apuce... Încercând să, cum am mai spus și în alte dăți, încercând să revizuiască un contract sau încercând să... lucruri de time consuming și lucruri care până la urmă stapanajul unei firme de avocatură. Da. Când ar putea să câștige timp? Doamna Teodosiu, ați vorbit de tradiție și sunt aproape 90 de ani, aproape cât centenarul pe care îl sărbătorim anul ăsta, nu? Cam atât ar fi. Da, în anul 1927. Deci, a fost admis 90. Bunicul meu în baroul... Deci 90 de ani de tradiție. Da. Spun asta pentru că lumea ar putea crede că prin sângele noastră nu curge... N-aveți așa un ADN corporatist, dar l-aveți. Și ați început, de discuția cu doamna Uscov. Și l-aveți și l-aveți conseiată, să zic, de unul din întemeitorii, hai să spunem, avocaturii de business românești, Bobo Popovici, cum îl știe domnul toată Popovici. Lumea, Ernest, da, domnul Ernest Popovici, care și acum are o societate în topuri. Absolut. Da, pot să mă numesc un om cu șansă, pentru că, într-adevăr, imediat după terminarea facultății, în anul 1993, am lucrat cu domnul Victor Anagnoste, președintele, primul președinte al Uniunii Avocaților din România, o somitate în profesia noastră și un om absolut senzațional, minunat, un mare avocat, din toate punctele de vedere, după care am avut șansa să fiu membru fondator în Popovici și Asociații, iar în anul 1998 am decis să pornesc singură pe drumul meu profesional. Sigur, am mai avut conlucrări diverse cu cabinete, societăți din Germania, societăți din America, dar, într-adevăr, între 1995 și 2006-2007, recunosc că a fost avocatura de business pe care am făcut-o, primordial, e adevărat. E drept, niciodată n-am renunțat la partea de litigii, pentru că, mă rog, crescând într-o familie de avocați, unde, sigur, ce obțin în perioada respectivă, până la Revoluție, nu exista noțiunea de avocatură de business. Așa am trăit, așa am văzut și nu m-am putut niciodată despărți de ceea ce reprezintă bara. Și, într-adevăr, în 2007 am făcut o schimbare, oarecum, dacă vreți, așa m-am reîntors la prima mea iubire, la dreptul penal. Pentru mulți a fost un șoc, da. Așa e. Pentru mulți a fost un șoc, dar trebuie să recunosc că, oarecum, partea de drept penal pe care eu fac, să zic așa, are foarte mare legătură, de fapt, cu noțiunea de business, pentru că nu poți să...
te uiți într-un rechizitoriu în care cineva e acuzat, eu știu, de evaziune fiscală sau chiar de acele fapte de corupție, pentru că toate sunt legate de diverse elemente care te duc către o nevoie de a ști să citești contracte și nu numai, sigur. Ok, oricum cine vă știe activitatea profesională, cine vă știe cabinetul, știe că în momentul acesta, hai să spunem, ca formă de organizare a profesiei, cabinet individual Faria Teodosiu, arată destul de mult ca o firmă de avocatură de business. Da! Adică, serios, și ca logistică, și ca număr de oameni, așa și ca sediu, și ca implicare, și ca imagine, și ca tot. Deci, există deci, niște remisce. Acea reminiscență. Da, exact. Aveți așa niște... Așa este. Țipă probabil ceva acolo. Categorii, bun. Își cere și drepturile. Place foarte mult. Acum nu vreau să vă ascund faptul că și acum am înțeles. Micile mele momente în care, într-adevăr, mă bucur, da, în a da consultanță de business. Pentru că nu pot să uit niște ani din profesie. Bun, și totuși, haideți să revenim la, hai să spunem, la emotivul emisiunii. De ce din 60, mă rog, părerea noastră, de ce din 61% avocate din corpul profesoral acestei profesii în România le putem număra pe degetele mari de la o mână, de la ambele mâini, pe cele două. Bun, mai e doamna Cristina Gheorghe în vicepreședintele Uniunii Naționale a Barolilor, da, doamna decan al Barolului Brașov, evident. Evident. Dar cam atât. Să știți și că la București. Și pentru mine este o mare surpriză și de multe ori m-am întrebat. În țară sunt multe decănițe. Da, așa da? Este. Bucureștiul pare a fi puțin mai închis. La Cluj sunt numai decănițe de ceva vreme. Uite, da, acum, apropo de al doilea oraș, mă rog. Sigur, sunt foarte multe femei decan. Bucureștiul, repet, este puțin mai închis, cu toate că să știți că la ultimele alegeri au fost multe femei care au candidat pentru demnitatea de consilier, dar, într-adevăr, nu știu să vă răspund. Așa. Sigur, aș putea să merg mai departe și evident. Să fiu foarte directă și să spun că o fi misoginism, nu știu, o fi dezinteres, nu știu. Păi nimic, dar votați-vă o fi... dacă e misoginism. Dezinteresul okay. femeilor, nu știu ce să vă spun. Sau, pur și simplu, o întâmplare. Adică, da, okay. Gândiți-vă că totuși suntem activi 9600 de avocați, da. Undeva în jurul acestei cifre. Dintre aceștia, bun, cât se prezintă la adunare, nu da. Mai intru în toate detaliile. Da. Dar, sigur, din proporția aceea de 61%, de 61%, 61 sau da. Ceva acolo, de 60, genul, 60. 61%, dacă te gândești că este o singură femeie în conducere, foarte adevărat că e o problemă. Nu încerc o explicație și în niciun fel nu mi-arog dreptul de a o da pe cea corectă, dar s-ar putea să fie și faptul că, sigur, asta nu se ceea ce spun eu acum nu stă în picioare și pentru primul nostru mandat în care v-au ales fără să vă cunoască. Aici vreau să ajung. Da. Poate la al treilea e mai ușor, da? Că vă cunosc, știu ce ați făcut, sunteți implicat în proiect, aveți o vizibilitate, da? Cum spunem noi în marketing da. Și în comunicare, aveți o vizibilitate, da? Cinstit vorbind, sunt două variante. Mai sunt doamne în avocatură care au vizibilitate, dar nu candidează. Bun, ok, sigur, dar nu candidează, da? Sau sunt doamne care candidează, cum bine ați zis, dar poate nu... Poate că ar fi foarte bine ca doamnele care într-adevăr au vizibilitate și au o greutate în profesie să se gândească pentru următoare sau la următoarele alegeri să vină și să participe. Și eu am convingerea că dacă vor veni și sunt câteva doamne respectabile și mari avocate, care chiar ar putea să fie membre în Consiliul Baroului București și ar aduce acea plus valoare profesiei. Da? Fiindcă este foarte important să te implici într-un anume mod, iar ca femeie cred eu că poți face multe lucruri. Doamna Oscov, avocatura de business vă mănâncă destul de mult timp. Nu vă întreb de ce nu candidați la Barou București, că este evident. Vreau să detaliem un pic structura organizațională de la Oscov Attorney Law, în sensul în care spuneți-mi dacă așa ați plecat la drum sau eu, e ceva ce a venit pe o foaie de parcurs, în sensul în care Adrian Oscov, soțul dumneavoastră, se ocupă de
hai să spunem, alt domeniu de drept decât cel pe care îl faceți dumneavoastră? A fost o împărțire de la început a sarcinilor, să zic, sau lucrurile au venit firesc? Face drept penal, din câte știu. Da, da, face drept penal. Nu, lucrurile au venit firesc. A existat, de astfel, și există și în prezent o implicare a mea și în dosarele de... Okay. De penal, având în vedere aceleași considerente, și anume faptul că un background comercial, pe care oricum îl are și Adrian în dosarele penale, este foarte important din punctul meu de vedere la acest moment și având luând în considerare dezvoltarea economică și faptul că până la urmă ne axăm pe dreptul afacerilor, e necesar un astfel de background. Împărțirea, nu neapărat pe specializări, a fost vizată în cadrul USCOVA Turnis at Law, cât împărțirea poate pe aspecte de management sau de marketing sau de conducere, deci pe aspecte care țin poate de resurse, resursele societății și modul în care le administrăm. Cam aici s-ar traduce împărțirea noastră. Ați spus un chiar pe care un cuvânt cheie sau o sintagmă cheie pe care vreau să o ating. Resursele societății. Și o întrebare pentru, evident, pentru amândouă, dar o să rămân la dumneavoastră până își trage sufletul, doamna Teodosiu, care a vorbit mai mult până acum, asta este. Resursele societății. Care este cea mai mare... încerc să evit cuvântul problemă, nu știu, vreți și sună că tot am vorbit în engleză, dar care este cel mai mare... Suntem obișnuite. Okay. Care este cel mai mare issue din punctul dumneavoastră de vedere al avocaturii în acest moment? Și îndrăznesc să, mă rog, servesc pe tavă câteva variante sau ceea ce cred eu, ceea ce simt eu din piață că ar putea să fie, respectiv greutatea de a găsi avocați buni pe care să îi înregimentați în companie. Greșit să îi înregimentăm în companie. Asta este... Înțeleg. Avem niște contracte, da. Nu, dar... acest termen de a înregimenta l-aș traduce mai mult în partea de corporație, ceea ce, de care noi ne delimităm și având în vedere faptul că noi mai toți am plecat din corporații, mai puțin eu, care am făcut doar practică în corporație, nu am avut stagiatură într-o corporație, dar știu exact problemele și anume exact acest tip de înregimentare, de aliniere la... nu la valorile societății, că până la urmă cam asta se urmărește, da? Să adopți cumva anumite deprinderi, anumite tehnici, atât la nivel uman, cât și la modul în care gestionezi un dosar. Nu aici este problema, ci, nu știu, regimentare la nivelul timpului, să petreci cât mai mult timp la birou, câteodată nu neapărat în... folosul clientului sau folosul tău, nu știu, pentru dezvoltarea personală, cât pentru a impresiona sau din alte puncte de vedere. Deci, cu siguranță, noi nu vrem să înregimentăm pe nimeni. În schimb, da, vrem cumva să adere la valorile noastre și la modul în care tratăm noi clientul sau cum gestionăm un dosar. În privința noii generații de avocați... Asta viza întrebarea mea. Nefericit formulat. Da, dar am ținut să precizez, mai ales că avea legătură exact cu partea de corporație și pentru mine este un subiect care merită tratat cu maximă importanță. Cred că, da, generațiile se schimbă. Sunt, nu știu, mie mi se pare că găsim încă tineri foarte bine pregătiți. Sunt mai puțin ușor de adaptat. Cel puțin când pornesc în avocatură, sunt axați foarte mult pe partea teoretică, mai puțin pe partea practică. Destul de greu să ajungi să îi faci să înțeleagă faptul că ceea ce ei învață în timpul facultății sau la INPPA, totuși trebuie să fie adaptat la realitate, cumva să înțepătrunzi materiile și aici ar fi provocarea pentru noi de fiecare dată. Și am întâlnit și oameni care s-au putut adapta, am întâlnit și avocați care nu s-au putut adapta și care au părăsit
culmea pentru niște corporații. Da, ce să facem. Oricum, să știți că Institutul Diplomatiei pe care l-ați făcut vă dă background așa diplomatic. Ați ocolit întrebarea cu mare succes, dar e ok. Asta este, ce să facem. Nu, glumesc. Doamna Teodosiu, găsiți tineri de perspectivă care să se, în niciun caz, înregimenteze? La mine nici nu, Doamne iartă-mă, chiar nu. Chiar nu încape discuția. Așa. Dar, sigur, eu am văzut în piață, chiar și acum urmează cel puțin, după validarea examenului, care de fapt a și fost validat, exact. Chiar am o nouă stagiară, care din punctul meu de vedere este foarte bine pregătită. Sper să înțeleagă exact această întrepătrundere a teoriei cu practica, pentru că sigur le este foarte greu. Nici de pe băncile facultății, nici nu știi pe ce lume ești. Da? Ăsta e adevărul, toți am trecut prin asta, toți știm ce înseamnă, dar eu cred că, știți, s-a cam dus noțiunea aia care venea așa din trecut cu maestru. Din păcate, da. Mentoratul nu mai este ceea ce era. Sigur, poate e complicat într-o firmă de business unde sunt mulți, nu știu, nici nu pot imagina cum ai putea să ai un, probabil că există, da, eu de pildă l-am avut. Am avut doi, de fapt. Din câte știu eu, există, dar există un mentor la mai mult. Și înainte era, acum, bun, mă rog. Dar, sigur, dacă stai și te gândești că mergeai cu un maestru în sala, în instanță, era o imagine, o idee, da. Acum este cu totul altceva și e foarte bine că este. Acum, vă dați seama că sunt foarte mulți avocați care își doresc să intre în această parte a zonei de avocatură de business și fac foarte bine că o fac, dar mi-aș dori să văd și avocați care își doresc să rămână în zona de litigii la bară. Niciodată n-aș împărți avocatura, nici nu aș accepta ideea litiganți și consultanți. Adică englezul barista de niciodată, asta am vrut să spun, okay, niciodată. Cel puțin din punctul meu de vedere. Eu sunt un personaj puțin mai învechit în gândire așa, și cred în niște valori și niște norme și niște principii pe care cred că trebuie să le transmitem și tinerilor. Și tinerii ar trebui să nu uite niciodată valorile și principiile profesiei. Pe de altă parte, ok, să nu tragem un zid, nu suntem la The Wall, la Pink Floyd, să tragem un zid între litigii și avocatura de consultanță. Ok, de acord cu dumneavoastră, dar ideea este, haideți să recunoaștem că sunt destul de puține firme în care se face exclusiv avocatură de litigii. Adică da, chiar puține. Da. Nu știu. Așa este. Nu vine în cap decât, de exemplu, Dragnea și Asociații, poftim. Da, ei fac consultanță. Da, bun, dar background-ul decanului Baroului București este evident acela de litigii și s-a înconjurat în principiu, cred că fac consultanță pentru că au avut, așa cum bine spunea și domnul Scurt, cred că fac consultanță pentru că au avut clienți care au venit cu spețe conexe. Normal. Și atunci automat s-au dezvoltat, evident, că nu vrei să externalizezi. Absolut. Zic. De aia te și dezvolți pe mai multe, exact, mă rog, direcții. Da. Da. Comerciali, specializări. Exact. Vine ca un răspuns firesc la un moment dat în dezvoltarea unei societăți de avocatură. Pe de altă parte, sunt firme mari de avocatură în care departamentul litigii ori nu există, ori e foarte slab reprezentat. Din ce în ce mai puțin. Din ce în ce mai puțin, da. Și în domeniul dreptului penal, deja așa vedem este corporațiile cum și-a dezvoltat departamente de drept penal. De drept penal, da. Exact. Ceea ce nu aveam până acum câțiva ani. Așa e. Societatea duce, cred, avocatura în aceste direcții. Adică, cred că vă era greu să prevedeți chestia asta acum 5 ani sau... Eu așa ce cu dezvoltarea dreptului penal la face, acel numit white collar, cum îi spun englezii, nu? Că la el ne referim. Nu, greu nu a fost, cel puțin, mă rog, tocmai de-aia m-am și orientat oarecum în 2007, am văzut, cel din punctul meu de vedere a fost o nișă, acum nu știu dacă neapărat mai e o nișă. Cred că da. Dar... Din nefericire, hai să zicem, cred că... Din nefericire, da. Da. Bun, sigur, nu pot decât să mă bucur că lucrurile s-au schimbat
din punctul de vedere al oamenilor pe care îi reprezint și sigur am ieșit din acea nebunie a anilor 2015-2016 cu acele arestări și modalitatea în care se făceau și, mă rog, dureros. Dar, cel puțin în momentul ăsta, sper că lucrurile vor intra chiar pe un făgaș bun. Da, probabil că e greu să te gândești că în marile societăți există în acest moment chiar departamente, sau mi-era greu să mă gândesc acum 10 ani, acum nu mi-este greu, de fapt. Asta am vrut să spun, așa este. Ați spus în interviul pe care vi l-au luat colegii mei de la The Times Legal Innovation, care au și decis să vă ofere premiul pentru Women in Law anul trecut și să spunem lucrul acesta, aveți un trofeu, sper, în vitrina de trofee. Sper că mai aveți, adică... Absolut. Așa. Le-ați spus acolo un lucru, eu am văzut când ați trimis interviul și le-am cerut explicații, dar mă rog, timpul a fost foarte scurt și ei au spus, da, dar știți, din legătură foarte mult cu avocatura, hai să nu batem monedă pe asta. Bine, am zis ok. Da, uite, profit de ocazia asta să vă întreb. Cum adică ați știut că vreți să vă faceți avocat de la 2 ani? Da. Păi, așa a fost conjunctura. Bunicul meu avocat, mama avocată, tatăl meu avocat. Eu am trăit pe sub birourile a 3 avocați. Așa am crescut, pe sub birourile a 3 avocați. Și a venit firesc, natural. Nici nu mi-am putut... N-ați avut opțiuni. Nu numai, nici nu mi-am dorit vreodată. Eu nu știu să fac altceva, pur și simplu. Niciodată nu mi-am dorit să fac altceva. Și într-adevăr, de la 2 ani am spus... Că asta vreau să fac. Spuneți cu atâta bucurie că nu v-ați dorit să faceți altceva. Da. Și dacă mă mai nasc o dată, sper să am șansa să fac tot asta. Frumos. Cu bunele și cu relele ei, cred că este cea mai frumoasă profesie. Sincer. Și în anul de grație 2018 în România? Da. Da. Chiar și așa. Am zis cu bunele și cu relele ei, cu greutățile ei. Sigur, știți care e marea problemă? Marea problemă este ca avocat... și mai ales în penal, rezonezi, cel puțin eu rezonez cu clienții mei și credeți-mă, mă doare sufletul să văd că sunt oameni condamnați pe nedrept, sunt oameni condamnați fără probe, și o subliniez, sunt oameni condamnați în baza unor documente care sunt cel puțin nelegale, dacă nu strigător la cer de nelegale. Și din păcate te încarci, da? Preluați ca om, din vibrația lor. Și de ce spun cu greutățile ei profesia? Pentru că mi-aș fi dorit foarte mult să pot să am șansa să pledez într-o sală de judecată, de să fiu mai mult decât convinsă că nimic nu poate împieta asupra adevărului. Se judecă prea mult sau aproape exclusiv în acest moment în litera legii și nu în spiritul ei? Cred că niciuna, nici alta. Cred că niciuna, nici alta. Ok. Vă rog. Același concluzie, da. Nu, v-am văzut așa cu reacție vehementă și nu vreau să vă întrerupeți. Niciuna, nici alta, acum, mă rog, depinde de la cauză la cauză și cred că de la judecător la judecător. Am întâlnit... am întâlnit și judecători care pur și simplu m-au uimit într-un sens pozitiv, în care nu mă așteptam eu să aibă o reacție atât de pozitivă pe administrarea de probatorii sau sub alte aspecte. Dar ceea ce mi-a părut rău este că de ce am rămas uimită? Că corect. Trebuia să fie un lucru firesc. Corect. Aici este... Că... Avem, spre bucuria noastră a tuturor, avem oameni, absolut. Sunt judecători la rang de normalitate. Da, asta e o mare problemă. Dar, într-adevăr, avem și vorbesc de toată țara, nu numai de București. Judecători cu o coloană vertebrală extraordinară, cu știință de carte și cu dorința de a aplica legea atât în litera ei cât și în spiritul ei, categoric există. Din păcate, însă, există și alte situații care, iacătă, ne conduc în... Păi și nu era atunci mai simplu să preluăm un pic mai mult din sistemul anglosaxon și mă refer aici la precedente? Nu ar fi scăzut rata de greșeală în cazul ăsta? Greu de spus. Acum, uitați-vă și noastră cât de unificată e la noi
jurisprudent. Uitați-vă un pic la ceea ce reprezintă o instanță din București, o instanță de la Alba, alta de la Cluj, pe aceleași elemente, trei soluții total diferite. Ce ai fi făcut în caz precedent? Vă întreb eu. Eu cred că pentru a ajunge într-un asemenea moment, trebuie să evoluăm din punct de vedere al dreptului și a modalității în care se aplică legea, a faptului că suntem într-un moment de răscruce, cred eu, când toată lumea trebuie să-și dea seama că adevărul trebuie să triumfe și legea trebuie să fie aplicată exact așa cum trebuie. Sigur, justiția e legată la ochi, știm foarte bine, niciodată nu va fi perfecțiune, dar ca să ne hazardăm în acest moment să gândim ca în sistemul anglosaxon și să aplicăm cazul precedent, cred că ar fi o decizie greșită. Cu atât mai mult cu cât noi avem o democrație relativ tânără. Uh-huh. Da? Ce te-ar poate face să te duci înapoi? Exact. Nu? Unde te duci cu precedentul? Înainte de cel de-al doilea război mondial? Interbelic? Zona comunismului. Zona comunismului nu poți să te duci. Deci, iată că ar fi puțin mai complicat, după părerea mea. Acum, sigur, asta e opinia mea. Dacă ne-am uitat strict la cei 26 de ani de 7 deja de democrație și am alege, da, e puțin mai complicat că așa e un sistem foarte închis. Așa este. Stimate domnule, încotro se îndreaptă din punctul dumneavoastră de vedere avocatura? Ce va impieta asupra ei, în mod pozitiv sau negativ? Se vorbește despre mașinării pe bază de soft, da? Hai să nu zicem chiar inteligența artificială, dar roboți, IBM știți că a dezvoltat celebrul Ross, care înțeleg că a concediat deja niște zeci de avocați de prin Magic Circle londonez, care înseamnă crème de la crème, Liga Campionilor acolo. Sigur, viitorul în care avocatul om va dispărea, cred eu că este departe. Dar haideți să avem o dronă așa care să survolăm puțin. Doamna Uscov. Eu cred că nu că este departe, eu nu cred în viitorul fără avocați, în special în anumite domenii, cum ar fi chiar dreptul penal, în care trebuie să ai o discuție. Să simți că persoana din față te înțelege, poate doar dacă ar săvârși infracțiunea un robot și atunci să fie aparat de un alt robot, că s-ar putea să se înțeleagă mai bine și sub acest aspect. Dar atâta timp cât sunt anumite domenii în care e nevoie de mai multă empatie și de o înțelegere, să fii un fin psiholog al clientului, să poți să explici într-un anumit fel, astfel încât el să înțeleagă consecințele pe care putea să le iau o anumită decizie asupra lui, asupra familiei lui, cred că suntem departe de a fi înlocuiți de roboți. În schimb, ar putea să ne ajute în anumite domenii, nu știu, în ceea ce privește căutările. Cred că mai mult pe partea de consultanță aș vedea partea asta de inteligență artificială decât pe partea de litigii. La fel, nu aș vedea un avocat robot pledând în fața instanței, chiar dacă s-ar putea să aibă mai multă elocință sau să fie mai... Dar strict gândind el cum ar veni și pledând cauza unei persoane umane. Am înțeles. Este pregătită avocatura și revin la noastră cu întrebarea asta, dar doar vreau să anunțesc un pic răspunsul doamnei Uscov. Este pregătită avocatura din România pentru această revoluție tehnologică? Cum simțiți, nu știu, vi s-a schimbat modul de lucru pe dosare, workflow, vi s-au schimbat procesele organizaționale în cadrul companiei datorită tehnologiei? Da, nu putem să vorbim chiar despre inteligență artificială, cel puțin în cazul Uscovătării Sătlău și cred că nici în cazul celelalte societăți. Dar da, avem diverse programe care nu o să le dau numele, dar spre exemplu, nu știu, te anunță când ai următorul dosar, te anunță soluția pe care... Da, e un CRM. Adică sunt anumite, sau avem programele legislative, care le avem de atâția ani și care ne ajută, sunt updatate, imediat vine informația, mai ales în contextul în care avem atâtea modificări legislative și de mai multe ori pe zi. Așa că sunt necesare.
dar strict sub acest aspect, nu mai mult de... Am înțeles. Hai să dau un exemplu concret ca să porniți în răspunsul dumneavoastră, încercând poate să-mi explicați... Eu știu cu ce pornesc. Am înțeles, vă încurc. E, nu. E ok. Bun. Nu. Vorbeam cu domnul Florea săptămâna trecută și îmi spunea, știam și eu că pe site, dar nu știam gradul asta, aici mi s-a părut, hai să nu fug de cuvântul șocant, mi s-a părut șocant. Uniunea Națională Barolilor din România a dezvoltat un soft de nu mai știu cum se cheamă, auto-citire, ceva de genul ăsta, da, în românește, ceva de genul ăsta. Deci au spus, da, tu, avocat, vorbești, dar doar vorbești, nu mai scrii și câștigi foarte mult timp vorbind la calculatorul, da, care îți scrie pe ecran ceea ce... Da, asta este ideea. Așa, îmi spunea domnul Fără că undeva sub 4% din avocați l-au descărcat și îl folosesc, din ceea ce știe Uniunea. Da, e adevărat. Dar puțin îl și știu. Asta... Da, bun. Da, eu aș fi vrut să vă răspund întâi la, la întrebarea... Eu sper să nu apuc vreodată să trăiesc, să văd un avocat robot, da, în locul avocatului uman. N-am nimic cu tehnologia, Doamne ferește, dar eu cred că în momentul ăsta România nu este pregătită și nu vorbesc și aici, mă rog, iarăși, din păcate trebuie să fac o delimitare, vorbesc București, țară, sunt foarte multe, orașele mari sunt clar foarte bine, și puțin, uitați-vă la, la instanțele din Cluj. Da, da, totuși să vorbim despre faptul că e un sistem... Mult mai evoluați, dacă ne uităm la, da, la modalitate, se vadă, bineînțeles, de dosarele și așa mai departe. Ceea ce la București nu există. Da. Nu, nu, sigur, la București, de pildă, nu există. Există la Cluj, la curte, pe Curtea de Apel Constanța, parcă, da. Curtea de Apel, cred că și Dolj. Nu mai știu exact, da. Domnul Turculeanu. La fel, cred este, că... adică... Nu, da, primești un cod al dosarului, intri pe site, e logic, îți vezi dosar. Totul este scanat, nu te mai duci să pierzi timp, nu te mai duci până acolo. Asta e, wow. Dacă ești un avocat din București care are accidental un dosar în Cluj, absolut. Da. Da, ia că la București nu s-a reușit chestia asta. Nu știu din ce motiv, dar nu s-a reușit. Dar revenind la întrebarea dumneavoastră... Nu ați reușit votul electronic. Nici nu știu dacă se vrea. Păi... Asta e altă discuție. Intrăm în... Nu intrăm, da. Nu mă băgați în discuția asta, nu că... Okay. Întrebați-l pe domnul... Da. Da. Joia viitoare. Ah, da? Da. Bun. Cred că dânsul e cel mai în măsură, da, să fac această discuție. Și nu numai din respect, Doamne iartă-mă, dar din toată considerația pentru domnul decan, cred că este cel mai în măsură să fac această discuție și nimeni altcineva dintre noi. Bun. Promit că îi trimit înregistrarea mâine dimineață. Foarte bine. Care îi spune lucrul ăsta. Da, așa e cunoscut, nu e nimic ieșit din comun. Dar privire la ceea ce reprezintă tehnologia, și asta trebuie să o privim cu bunele și cu relele ei. Da? Pentru că dacă mă uit în timp și fac așa un arc în timp, în viitor, mă gândesc cu groază că putem ajunge în situația în care, într-adevăr, să vezi avocați roboți. Cum ați numit-o în interviu? Hostile takeover. Hostile takeover, exact. Dar ce memorie aveți? Hey, mai ce este ce? Un hostile takeover al avocaturii. Exact. Așa am numit-o, e adevărat. Mi s-a părut foarte și atitudinal, ca să nu zic dur. Mi s-a părut atitudinal, dar foarte bine zis. Mulțumesc. Adică, da, riscăm să ajungem acolo într-un da. Fel. Fără să ne dăm acordul pentru asta. Nenorocirea, ideea. Exact, iar nenorocirea este că este un hostile takeover al nostru, al umanității, al omului, al... Adică, da, asta este, dacă se va ajunge să... Sper să nu trăiesc momentul ăla, atâta tot. Dar, într-adevăr, tehnologia e foarte necesară, este utilă, ajută foarte mult, câștigi foarte mult timp folosindu-te de tehnologie. Deci, ce să spun... Este și bună și rea. Am păstrat cele două întrebări grele pentru final, să știți. Aoleu. Da. Puteți alege să pasați între prima întrebare grea pentru doamna Uscov, dar eu zic totuși să nu faceți asta. Nu e grea, glumesc. Candidați pentru al patrulea mandat? Nu m-am hotărât încă, dar probabil că da. Dacă mă întrebați acum, cred că da. Am înțeles. Vă întreb pentru că mă gândesc și recunosc că sper, n-am de ce să ascund asta, că poate după 3 mandate de consilier, măcar un mandat de prodecan ar fi normal. Asta vor decide colegii mei dacă vor dori. Știți cum e, că, mă rog, demnitatea de prodecan face parte din cele demnități alese de către... Așa este.
colegii din Consiliu, deci în măsura în care vor dori să aibă o femeie prodecan, mă vor alege. Nu? Nu. Bun, doamna Uscov, nu aceeași întrebare, că evident. De ce nu? Da, păi, oricum nu știu. La al patrulea. Oricum nu la, oricum la da. Al patrulea. Dar chiar, mă rog, ori concurs, așa întrebarea asta, ați avea timp? Hai să zicem că ați candidat și ați fi consilier, nu altă demnitate, că, într-adevăr, la doamna Teodosiu e un cumul îngrozitor de funcție, adică și un EBR și e... Noroc că un EBR, cum spuneați înainte să intrați în emisiune, odată la 3 luni. Da. Că dacă era săptămânal, cum e ședința la Barou București, nu știu... Nu știu cât timp de client mai ați mai avea. Ați avea timp? E. Cred că pentru ceva ce îți dorești cu adevărat, îți faci timp. Absolut. Am înțeles. Deci tot Institutul Diplomatic. Ok. Suntem avocate, nu? Sunteți avocate, așa este. Domnul Oscov, nu, a fost o întrebare prea scurtă. Dacă ar fi în momentul ăsta să alegeți în a urma calea propriului business, pentru că asta faceți în momentul ăsta, sau a lucra pentru o companie, vedeți niște plusuri și pentru minusuri pentru care ați face, să zicem, altă alegere? La acest moment, cel puțin pentru mine, în niciun caz nu m-aș mai vedea lucrând pentru o altă companie. Odată ce ai gustat puțin din plăcerea de a avea okay. propriul business și de a fi decident, nu cred că te mai poți întoarce. În același timp, cred că depinde de fiecare persoană. Unii sunt mai buni executanți și cred că trebuie să-și recunoască ei înșiși faptul că nu sunt lideri și atunci poate nu este tocmai în regulă să pornească pe cont propriu, iar alte persoane poate au o personalitate mai puternică, au alte idei, că până la urmă cam așa am pornit, având un alt model de a face avocatură. Și cred că multe cabinete, multe societăți cam așa s-au deschis, vrând să facă altceva. Așa este, iar viitorul girat de prezent este al firmelor care se nișează, zic eu. Nu neapărat să se supernișeze, da, deci da. Nu să se cantoneze pe o arie de practică, adică e greu să cred că vor apărea firme care vor... În stilul boutique law firm. Da, nu adică poți să ai doar farmă da, sau da, doar da, aviație da. Sau doar nici chiar energie, să zicem, sau mă rog, ceva pentru mai... Pentru că este o întrepătrundere a ramurilor de cam... drept până la urmă și... Eu am cunoscut un avocat în Germania care era specializat pe clauzele proprietarului așa. Într-un contract de vânzare-cumpărare imobile. Atât. Senzați. Tot. Asta era tot. Bine, era... Da, drepturile și obligațiile vânzătorului într-un contract da, de vânzare-cumpărare... Adică, deci reprezentat doar vânzător. Asta e tot. Asta e deja... Da. S-a părut o nebunie, da, sigur. Mă rog, discuția a fost foarte interesantă, dar, într-adevăr, este o ultra da. Specializare. Așa poate nebunii. Permite și piața. Mi se pare exagerată. Da, este sigur. Exagerat. Și chiar și acum, este o întrepătrundere până la ramurilor de drept. Cred că doar dacă faci, nu știu, energie sau astfel de ramuri care... Sau farma, exact. Sunt anumite... Da. Legislația îți permite să te ultra-specializezi pe partea aceasta. Dar când, de exemplu, faci comercial... Bun. N-ai nicio șansă, n-ai, evident. Da, faci... Da, faci mult mai multe. Faci mult mai multe, da. Nu poți să spui că... Cred că poți să faci numai farma, pentru că dacă faci numai farma, piața are 5 jucători importanți. Cât să ai din ei? Unu? Și stai... Dacă te plătește suficient de bine astfel încât să... Stai cu unul. Dar atunci, da, dar unu, atunci da. Nu știu cât de... cât de mult ești avocat, cât un consilier juridic, pentru societatea respectivă. Se pierde din favoare. Că până la urmă, avocatura da, presupune oarecare independență și să-ți alegi clientela și nu ai cum să-ți o alegi dacă ești specializat doar pe farma. Și, bun, da. Haideți, asta și ultima întrebare. Apropo, ca să venim în prezent așa și să venim într-o notă, hai să zicem mai altfel decât avocatura neapărat așa tradițională. Imposibil să nu știți de cazul Ronaldo din ultimele zile. Pe cine ați apărat? Cum vedeți situația? Doamna Teodosiu. Ce întrebare deci mi-a spus. Deci asta a fost grea, am înțeles. Mi-a spus o întrebare relativ grea. Acum, eu vă spun sincer. Nu știm tot. Deci am văzut o întrebare, tot, e doar o fantezie. Doar e doar un fantasy. Deci, nu e... din tot ceea ce am văzut eu la televizor, mă rog, respectiv pe site-ul da, diverse da, am mai da. Citit, eu nu cred că e adevărat. Și în afară de asta, cred că
cel puțin în acest moment, s-a ajuns așa la o nebunie, dacă vreți, cu toate aceste întâmplări. Eu nu cred că Ronaldo s-a dedat la un asemenea viol. Nici nu văd de ce ar fi trebuit... Da, repet... De chiar nu... De aia nu valec femeile, doamna Teodos. Serios, acum. Da. Nu, m-ați întrebat pur profesional. Evident, nu? Acum, evident, sigur, nu. Uitându-mă din informația strictă pe care o am, parcă nu-mi vine să cred, știți? Corect, bun. Și l-aș apăra, n-aș avea nicio problemă să-l apăr pe el. O să vă dau la final, dar întâi vreau să ascult, că așa e frumos, să ascult pe aceleași date părerea domnului Scop și o să spun la final ceea ce am citit acum o oră înainte să intru în emisie, dar și ceea ce văd de dreptate, dar nu spun înainte de părerea domnului Scop. Păi nu, oricum un avocat, până la urmă, trebuie să știe să apere ambele părți. Normal. Și atunci, dar dacă ați fi pus să alegi, așa, așa. Da, nu m-ar interesat de mult vinovăția, că dacă discutăm de vinovăție, nu m-ar interesat de mult vinovăția, cât probele care sunt aduse. Dacă eu consider că sunt probe care să-mi susțină apărarea, atunci aș lua oricare dintre cei doi clienți, din cei doi potențiali clienți. Dacă nu, nu. Am înțeles. Acum vreo oră și ceva, o Jogo, un mare cotidian de sport din Portugalia, a publicat imagini ale camerelor de supraveghere de la ieșirea din hotel dimineața. Se pare că au ieșit de mână. Păi, așa că vedeți, e destul de greu să... Bine, tatăl meu, Dumnezeu să-l ierte, avea o vorbă apropo cu violurile astea. E până în 12 noapte, aveți grijă. Ce nu numai. Nu. Da, și ea ce căuta acolo? Total de acord. Știți, cam așa. În conjunctura aceea. Da, evident. Clar în conjunctura aceea. Da. Deși vă vine foarte greu să credeți, apropo de această ultimă întrebare, aceasta a fost emisiunea Legile Afacerilor în această seară pe Profit.ro. Invitatele mele, cărora le mulțumesc, doamna Feria Teodosiu și doamna Silvia Oscov, eu sunt Andrei Cristian, ne revedem joia viitoare, așa cum am devoluat cu domnul Ion Dragne, decanul Baroului București. Vă mulțumesc, seara bună!